Vă salut toți cu pacea Domnului. Vă aduc salutări din anii noi, Republica Moldova. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră, mai fost anul trecut. Și astăzi vreau să laud pe Domnul cu o poezie despre sfârșit, așa cum puțin s-a adus aminte, că au fost ca o introducere. Trăim vremurile din urmă și lucrurile împrejurul nostru se schimbă foarte repede. Și asta poate să ne afecteze viața noastră sau să ne fure așteptarea venirii Domnului Iisus. Apostolul Petru, când spune aceste lucruri, ne scrie, ne spune nouă. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi pentru purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind ziua venirii lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor peri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului și pământul cu tot ce este pe el va arde. Iar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou unde va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă ca la venirea Lui să fiți găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Dumnezeu să ne ajute la asta. Petru ne-a lăsat în scris despre Lui Iisus venirea și ne-a zis că și Domnul vine fără nicio zăbăvire. Să vedem în orice clipă, să avem un cuget treaz, ca să nu ne prindă noaptea al sfârșitului necaz. Ziua Domnului cea mare sau potopul cel de foc va topi și cer și astre cu pământul la un loc. Cum bubuie de tuneri, însuși Domnul Dumnezeu va topi și nori și stele, tot ținutul celui rău. Asta este răzbunarea și mânia celui sfânt, ce va declanșa deodată și în cer și pe pământ. Dumnezeul veșniciei va striga, a fost destul de puterea lui cea mare, cerul se va face sub. Ureașa catastrofă sau dezastru colosal va aprinde universul într-un cataclism total. Cu suflarea gurii sale pe cel rău îl va strivi și în marea cea de flăcări veșnic se va chinui. Domnul nimicește răul până jos la temelie. În viața viitoare, niciun rău să nu mai fie. Asta-i judecata mare și sfârșitul tuturor, când va fi și neagră moarte aruncată în cuptor. Căci și moartea și văzduhul, locuința celor morți, au fost aruncate în flăcări, iad întreg cu tot cu porți. Fumul se ridică veșnic din al groaznicului iaz. Căci a doua moarte este chin și nesfârșit necaz. În această chinuire se vor tângui mereu toți vrăjmașii mântuirii împreună cu cel rău. Deși au văzut potopul, deși Domnul le-a vorbit prin acel dezastru mare, răii nu s-au pocăit. Apoi le-a stricat ținutul, focul i-a topit de vii, căci Sodoma și Gomora stau exemple, mărturii. Domnul i-a lovit cu ape, cu furtuni și cu văpări, dar cu toate acestea, iată, oamenii sunt tot mai răi. 6.000 de ani de zile soarele a numărat de când Dumnezeu într-una cheamă lumea din păcat. Îndelungă lui răbdare ne așteaptă să venim pentru toată răutatea astăzi să ne pocăim. Căci sfârșitul sau venirea Domnului Iisus Hristos este un secret, o taină pentru neamul păcătos. Ei vor fi surprinși, dar sfinții vor trăi momente sfinte. Despre ziua revenirii este scris mai dinainte. Printre sutele de semne care ne arată zorii, azi s-au mulțit în lume răii, batjocoritorii, oameni care râd fățarnic de cuvintele Scripturii, dar și oameni care așteaptă transformările naturii. După ce vor arde toate, cel din tâi enorm tablou, Domnul rezidește iarăși un pământ și cerul nou, unde va domni dreptatea, Dumnezeu neprihănirea, căci de multe pregătită ca răsplată fericirea. Dumnezeu nu zăbovește în acestea
rațiuni, dar depinde și de oameni și de noastre rugăciuni. Noi putem grăbi venirea judecății de apoi, alipindu-ne de Domnul, lepădându-ne de noi. Dacă și așa vor trece toate acestea, ce mai stați? Haideți să umblăm cu Domnul, ca și primii noștri frați, să vestim la oameni pacea, anul îndurării sfinte, dar și ziua cea grozavă cu pedeapsa fierbinte. Despre ziua cea grozavă care mistuie și arde, ca și miriștea de paie, zecele de miliarde. Furnicarul de pe Tera, îngrozit de chinul greu, vor cunoaște atunci cu toții că există Dumnezeu. Va dori sărmana lume să dea timpul înapoi, ca să caute pocăința și să meargă sus cu noi. Credincioșii cei de formă care sunt printre noi mascați vor dori să fie atunci credincioși adevărați. Judecata va decide soarta fiecărui ins, veșnicia fericirii sau cuptorul cel aprins. Fiecare cu dosarul, inculpații, acuzați, își vor auzi sentința după fapte judecați. La această judecată care a pronunțat sentința, vor scăpa numai aceia care și-au păstrat credința. Ei vor sta în partea dreaptă, cu Iisus și cei salvați, căci în stânga e mulțimea, păcătoșii blestemați. Dragul meu, ce asculți acestea, cât mai porți în piept tăria, unde te-ai decis să-ți fie? Viitorul, veșnicia. Poate niciodată gândul nu te-a dus așa departe, dar să știi că despre aceasta este scris în Sfânta Carte. Timpul nostru se măsoară după lună, după soare. Cine însă e în stare, veșnicia să măsoare. 1000 de ani de-ai noștri înainte celui Sfânt e o zi din mersul stelei care vine pe pământ. Despre care stea e vorba, poate te întreb uimit. Despre steaua dimineții, de luceafărul slăvit. Matematica divină este fără greș să știi, Dumnezeul nostru vine, vine, nu va zăbăvi. 1000 de ani de-ai noștri, când privești spre infinit, este ziua mântuirii care este spre sfârșit. Timpul, pe ecranul veșnic, anii care au mai rămas, ne arată că venirea Domnului e la un pas. Interpreții cărții sfinte întorc filă după filă și ne spun că Domnul astăzi este încă plin de milă. Mâine, tronul judecății va fi fără părtinire. Tronul alb înseamnă pace, judecată, răspătire. Domnul ți-a bătut la ușă. Cât mai ai de gând să stai? Pocăința este calea care duce sus în rai.